ocazia aniversării a 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, IJJ Brăila a organizat campionatul de mini-fotbal, Cupa Ziua Jandarmeriei. Sâmbătă, 6 echipe de fotbal ale școlilor din municipiu, cât și echipa compusă din jandarmi, și-au dat întâlnire la Liceul Tehnologic Grigore Moisil. Această competiție sportivă a fost organizată în contextul aniversării a 166 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române. Am ales să participăm noi, jandarmii brăileni, alături de câteva echipe din, care fac parte din liceile din municipiul Brăila, pentru a le transmite elevilor mesaje de prevenire, de respectare a prevederilor legale, de fair play și pentru a-i atrage spre meseria de jandarm. Și am fost încântați de invitație, extinzând astfel colaborarea pe care o avem cu jandarmeria la toate nivelurile și de prevenția faptelor cu violență, lucru nu tocmai frecvent în școala noastră. Deși sărbătorita zilei, echipa inspectoratului de jandarmi județean Brăila nu a ocupat decât poziția a doua în clasament. Locul întâi a revenit echipei Facultății de Inginerie, iar poziția a treia a fost ocupată de echipa liceului Mihail Sebastian. În competiție au mai participat Liceul Tehnologic Grigore Moisil, Colegiul Național Nicolae Bălcescu și Colegiul Tehnic Edmond Nicolau.